Ambasada României în Republica Moldova informează că a fost publicată o nouă listă privind clasificarea țărilor, teritoriilor, în funcție de rata de incidență cumulată. Republica Moldova a fost plasată în zona roșie, în vigoare din 3 octombrie ora 0. Și de asemenea au fost efectuate modificări în legislația privind regimul carantinei în sensul introducerii unei excepții privind transportatorii. Ambasada amintește că începând cu 10 septembrie 2021 a fost prelungită cu 30 de zile starea de alertă pe teritoriul României. Astfel, toți cetățenii Republicii Moldova, posesori de pașapoarte biometrice, pot intra în România, indiferent de scopul călătoriei, spre exemplu ședere pe termen scurt, tranzit, însă pot fi plasați în carantină dacă nu se încadrează în excepțiile prevăzute de legislație. Șirul de excepții poate fi găsit în paginile electronice oficiale ale Ambasadei Române la Chișinău. Ambasada recomandă tuturor persoanelor să se informeze permanent doar din surse oficiale cu privire la intrarea și șederea pe teritoriul României înainte de începerea călătoriei, tocmai pentru a evita deplasarea până în punctul de trecere al frontierii și constatarea neîndeplinirii condițiilor privind intrarea, exceptarea de la măsura carantinei. Academia Română se alătură DRRM în consolidarea parteneriatului cu Republica Moldova, se spune într-un comunicat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. La 29 septembrie, academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și Adrian Dupu, secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, au avut o întrevedere în scopul stabilirii unui parteneriat între cele două instituții. Parteneriatul în cauză va contribui la susținerea obiectivelor DRRM în vederea realizării politicii statului român pentru consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie, care stă la baza relației României cu Republica Moldova. Astfel, Academia Română și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și-au confirmat scopuri comune în apărarea culturii și promovarea științei în general, promovarea culturii românești, apărarea și normarea limbii române, a tradițiilor noastre, cunoașterea istoriei, a etnografiei. Academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și Adrian Dupu, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, și-au exprimat dorința de a continua demersurile pentru un acord de parteneriat pentru stabilirea unui mecanism de angrenare a capacității asociative, de mobilizare și convergență în jurul unor proiecte ale creației culturale și științifice, asigurat de cadrul instituțional, se mai spune în comunicatul DRRM. Începând cu 24 septembrie, în cadrul Universității de Stat din Moldova, s-a desfășurat Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului Eugeniu Coșeriu, se spune într-un comunicat al instituției. Ediția din anul curent, a 16 la număr, este consacrată comemorării 100 de ani de la nașterea marelui filolog Eugeniu Coșeriu și are drept slogan celebra afirmație coșeriană: limbajul constituie construcția lumii proprii și specifice a omului ca ființă gânditoare. Colocviul este organizat de Universitatea de Stat din Moldova împreună cu Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, România, și cu Universitatea Națională Yuri Fedkovici, Cernăuți, Ucraina. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Partenerii proiectului sunt Muzeul Național de Literatură Mihail Cogălnicianu și Institutul Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău. Ședința de inaugurare a fost deschisă de rectorul Universității de Stat din Moldova, doctor conferențial universitar Igor Șarov, care în cuvântul său de salut a menționat că anul 2021 este unul omagial și pentru Universitatea de Stat din Moldova, iar colocviul se înscrie perfect în șirul evenimentelor reunite sub genericul centenarului Eugeniu Coșeriu și ale celor care marchează aniversarea a 75-a a Universității de Stat din Moldova. În alocuțiunea sa, rectorul Universității de Stat din Moldova a mai subliniat că acest colocviu este un prilej excepțional de a-i aduce un respectuos omagiu celui care a marcat prin întreaga sa operă generații de cercetători din cele mai diverse spații ale Europei și Americii. Cu un mesaj de salut din partea Ministerului Educației și Cercetării a venit secretarul de stat Adriana Cazacu, doctor conferențiar universitar, care s-a referit la Eugeniu Coșeriu, omul universal, care deși și-a scris opera lingvistică în secolul 20, aparține secolului 21. Secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova
Moldova, Adrian Dupu, a subliniat că acest colocviu reprezintă o bună ocazie de a întări angajamentul României în susținerea și derularea proiectelor culturale și educative din Republica Moldova. Un omagiu emoționant a fost adus marelui lingvist de fondatorul colocviului, profesor universitar, dr. honoris causa al Universității de Stat din Moldova, Sanda Maria Ardeleanu, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și de profesor Mircea A. Diaconu, prorectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Cu mesaje de salut pentru participanți au venit și partenerii colocviului, academicianul Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău, doctor habilitat, conferențiar universitar Maria Șleachtițchi, directorul Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălnician. După inaugurarea evenimentului a urmat o ședință în plen la care au participat filologii din diferite țări: Elveția, Franța, România, Senegal. Lucrările conferinței, la care se întrunesc peste 100 de membri ai comunității academice, savanții din mai multe țări europene, s-au desfășurat timp de 2 zile. Filialele Universității din București și Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași au deschis anul universitar la Focșani. Începând cu 1 octombrie curent, în sediul fostei prefecturi Putna, o clădire de patrimoniu reabilitată de Consiliul Județean Vrancea, vor desfășura cursuri universitare 2 dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București. La cele 2 ceremonii oficiale de deschidere a anului universitar a participat conducerea Consiliului Județean Vrancea, reprezentanții ai autorităților locale, profesori și studenți ai celor 2 universități. De menționat că președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, este cel care a inițiat și a susținut proiectul înființării respectivului centru universitar la Focșani. Suntem bucuroși să găzduim la Focșani cea mai veche universitate din România, venind astfel în sprijinul studenților vrânceni care nu vor mai fi nevoiți să plece din județ pentru a urma o facultate, afirmă Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea. Zicem că această instituție este o comoară. Comoara este, de fapt, uitați acolo, că așteaptă să fie instruiți. Uitați-vă la cadrele didactice, cărora le urez mult, mult succes. Și da, anul trecut treceam cu al meu coleg deputat Ion Ștefan pe față de aici și ne uitam la această clădire care era determinată și ziceam ce frumos ar fi să facem aici universitate. De la acest gând, după care am pornit într-o relație într-adevăr corectă și onestă cu domnul rector Marian Preda, căruia îi mulțumim și noi pentru efortul pe care l-a făcut, într-un timp relativ scurt ne-am întâlnit, am venit, am văzut, ne-a plăcut și am trecut la treabă. Astăzi, 1 octombrie, sunt multe semnificații. Dacă luăm religios, este ziua acoperământului. Dacă luăm pe partea de aniversare, avem și persoane vârstnice de care nu trebuie să uităm, dar avem și această frumusețe de an universitar. Zic frumusețe pentru că ce e mai frumos decât să te împlinești din punct de vedere intelectual. Îmi doresc ca foarte mulți vrânceni, copiii vrâncenilor noștri, să vină aici să studieze, pentru că educația este factorul determinant pentru dezvoltarea, nu județului, ci acestui frumos neam românesc. Mult, mult succes tuturor și aveți tot respectul meu. Doamne ajută! Festivalul Enescu 2021 a fost cel mai mare festival de muzică clasică din lume în acest an, după ce a reușit să ducă la bun sfârșit programul său artistic extrem de ambițios, spun organizatorii într-o notă informativă pe una din rețelele sociale. Între 20 septembrie și 14 octombrie, Opera din Paris prezintă spectacolul Oedip de George Enescu. În acest context, ziarul Le Monde a publicat un articol dedicat lui Enescu, artistul care a fost iubit de toți cei care l-au cunoscut și care a impresionat cu talentul său muzical uluitor. În calitate de compozitor, scria foarte repede. Spre exemplu, actul 3 din Oedip a fost scris în 24 de ore, menționează aceeași sus. Festivalul Internațional George Enescu a marcat cea de-a 25-a ediție a sa, desfășurată cu succes între 28 august și 26 septembrie, cu performanța de a fi cel mai mare festival de muzică clasică la nivel internațional din acest an. Cu 78 de concerte, aproximativ 3.000
1500 de artiști români și străini, 32 de orchestre din 14 țări, printre care unele dintre cele mai bine cotate din lume, peste 100 de soliști și dirijori faimoși la nivel mondial, dintre care 25 care au participat pentru prima oară. Festivalul Enescu și-a desfășurat întregul program artistic propus publicului timp de 4 săptămâni, chiar dacă a trebuit să înlocuiască din scurt o orchestră și 3 soliști. Deputatul european Siegfried Mureșan a propus ca în viitorul buget multianual al Uniunii Europene 2021-2027, 50% din fondurile europene alocate Republicii Moldova să meargă către investiții în conectivitate energetică și de transport. Prin această alocare majoră, Republica Moldova își va reduce dependența energetică de Federația Rusă, a explicat Siegfried Mureșan într-o conferință de presă privind parteneriatul estic găzduită de Parlamentul European. Cităm, Uniunea Europeană a alocat 740 de milioane de euro fonduri nerambursabile pentru Republica Moldova în perioada 2014-2020. În timpul vizitelor mele în Republica Moldova am văzut că acești bani au fost folosiți pentru a construi centrale termice pe bază de biomasă în școli, pentru a moderniza transportul public sau pentru reabilitarea drumurilor publice. 25% din acești bani au fost alocați către conectivitate energetică și de transport pentru a reduce dependența energetică de Federația Rusă. Considerăm că trebuie să facem și mai mult, de aceea când vom hotărî bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, propunerea mea este ca 50% din banii alocați pentru Republica Moldova să meargă către conectivitatea energetică și de transport. Astfel vom putea reduce și mai mult dependența energetică a Republicii Moldova de Federația Rusă. De asemenea, vom cere creșterea alocărilor totale către Moldova în viitorul buget multianual al Uniunii Europene 2021-2027. Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova cu fonduri europene nerambursabile și servește ca principala piață de desfacere pentru produsele moldovenești. 70% din exporturile din Republica Moldova merg către Uniunea Europeană. Federația Rusă, în schimb, trimite anual la Chișinău doar o factură mare la gaz. Cu ajutorul fondurilor europene putem ajuta Republica Moldova să scape de această povară financiară asupra oamenilor, a explicat europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Am văzut un angajament clar de reformare a justiției din partea Guvernului Republicii Moldova, afirmă europarlamentarul român Siegfried Mureșan, după ce la 28 septembrie curent a condus ședința delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Amintim că la înaltul for au participat prim-ministrul Republicii Moldova Natalia Gavrilițe și ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova Nicu Popescu. Ați venit, doamnă prim-ministru, aici, la Parlamentul European. Ca membri ai Parlamentului European suntem extrem de încântați că prima vizită a doamnei prim-ministru a Republicii Moldova a avut loc la Bruxelles și această vizită a inclus și o întâlnire cu membrii Parlamentului European din Comitetul Parlamentar de Asociere. În primul rând, doamnă prim-ministru, felicitări pentru victoria electorală, felicitări pentru câștigarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova și faptul că la foarte puțin timp, după aceste alegeri, dumneavoastră ați găsit drumul instituțiilor europene, este exact semnalul pe care noi, Parlamentul European, l-am așteptat. În ultimii ani mereu, Parlamentul European a dorit să sprijine cât mai mult cetățenii Republicii Moldova și, din păcate, multe din guvernele anterioare au fost un obstacol în dorința instituțiilor europene, inclusiv a Parlamentului European, de a ajuta cetățenii Republicii Moldova, fiindcă agream în comun anumite reforme, anumite puncte de îndeplinit, după aceea nu se implementau și nu reușeam să oferim întotdeauna sprijinul pe atât de consistent pe cât doream să-l oferim. Uniunea Europeană dorește să fie alături de cetățenii Republicii Moldova, inclusiv în vremuri dificile și dovadă stă faptul că mai devreme în acest an, Republica Moldova a devenit prima țară din afara Uniunii Europene, căreia Comisia Europeană i-a oferit un pachet foarte ambițios de asistență economică, exact la fel ca planurile, pachetul de asistență economică oferit statelor membre ale Uniunii Europene. Scopul acestui pachet de asistență economică este să ajutăm cetățenii,
afectați de criza generată de coronavirus, să ajutăm întreprinderile, să ajutăm comunitățile locale, localități, raioane unde oamenii au fost afectați, întreprinderile au fost afectate. Este un pachet de investiții cu o sumă ambițioasă de 600 de milioane de euro, dar este și un pachet de reforme pentru a reuși împreună să implementăm acele reforme pe care cetățenii români le așteaptă de atât timp. Pe care cetățenii Republicii Moldova, la fel de altfel ca cetățenii României și în toate celelalte țări membre ale Uniunii Europene, fiindcă în fond mandatul pe care oamenii l-au dat la ultimele alegeri a fost un mandat de modernizare, de reformare a Republicii Moldova, în ton cu standardele europene. Exact. Am avut în cadrul discuției acum cu doamna prim-ministru, în cadrul Parlamentului European, ocazia să discutăm despre sprijin, creșterea sprijinului pentru întreprinderi afectate, inclusiv în Republica Moldova, despre măsurile deja luate de guvern, de exemplu, în sprijinul pensionarilor, prin creșterea pensiei și de o serie de măsuri sociale deja luate sau luate în viitor pentru a ajuta categoriile vulnerabile de populație. Am discutat despre creșterea comerțului, a schimburilor comerciale între Republica Moldova și Uniunea Europeană, despre implementarea acordului de asociere și am gândit împreună noi zone neacoperite neapărat de acordul de asociere, dar unde dorim să facem mai mult în viitor, de pildă digitalizarea, de pildă roamingul, de pildă combaterea schimbărilor de climă, reducerea poluării, protecția mediului. Am discutat de asemenea membrii Parlamentului European cu doamna prim-ministru despre reforma justiției și membrii Parlamentului European dintotdeauna au așteptat acțiuni clare de întărirea statului de drept, de combaterea corupției, de combaterea spălării banilor și ca membri ai Parlamentului European am fost încântați să vedem un angajament clar de reformarea justiției, de combaterea spălării banilor, de combaterea corupției și un angajament clar de recuperare a prejudiciilor de orice fel atunci când statul și când contribuabilii, cetățenii Republicii Moldova au fost păgubiți. Acestea sunt domenii în care colegii mei, membrii ai Comitetului Parlamentar de Asociere, au așteptat progrese de la guvernele anterioare în ultimii ani. Aceste progrese au întârziat să apară, dar am rămas încurajați ca urmare a discuției de astăzi cu doamna prim-ministru, am văzut o voință clară de reformare și modernizare. Discuția noastră a avut loc în acest context și ne propunem ca membri ai Parlamentului European să venim cât de curând, de îndată ce și situația pandemică permite, să venim la Chișinău, să ne întâlnim cu autoritățile de la Chișinău, inclusiv cu omologii noștri, colegi din Parlamentul Republicii Moldova. Încă o dată, doamna prim-ministru, mulțumim mult pentru această vizită, pentru acest dialog cu membrii Parlamentului European, care a arătat foarte clar de partea dumneavoastră dorința de reformă și de partea europarlamentarilor dorința de a sprijini guvernul dumneavoastră pentru a oferi cât mai multe măsuri concrete, beneficii pentru oameni în perioada următoare. Vă mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, a fost o onoare și o plăcere să avem această întrevedere cu Comitetul Parlamentar de Asociere. Am mulțumit membrilor acestui comitet, europarlamentarilor, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Mureșan, pentru lupta continuă, pentru interesul cetățenilor, pentru respectarea drepturilor omului în Moldova, pentru respectarea libertății mass media și obiectivității în mass media, pentru reformele de combatere a corupției, de asigurare a statului de drept în Republica Moldova, deci reforme care de fapt sunt orientate spre a face mai bună viața cetățeanului în Republica Moldova. Mi-a făcut o mare plăcere să informez europarlamentarii despre prioritățile guvernului, prioritățile pe termen scurt care țin de administrarea pandemiei COVID și creșterea veniturilor cetățenilor
pentru a-i ajuta să facă față crizei. Am vorbit despre creșterile de pensii, indemnizații pentru persoane cu disabilități, protecția persoanelor vulnerabile, dar și planurile noastre pentru susținerea locurilor de muncă și a întreprinderilor. Majoritatea țărilor europene anul trecut au acordat un sprijin pentru menținerea locurilor de muncă în formă de subvenționarea salariilor pentru șomaș tehnic sau șomaș parțial. Acum și noi în sfârșit vom lucrăm și vom adopta în scurt timp asemenea legislație și banii pe care ne oferă asistența, pe care ne oferă Uniunea Europeană. Anul acesta, aceste 36,4 milioane de euro în formă de grant, care au intrat în buget, dar și 50 de milioane de euro în formă de asistență macrofinanciară pe care o așteptăm la începutul lunii octombrie, ne va ajuta să finanțăm, să finanțăm astfel de programe de suport pentru menținerea locurilor de muncă în Moldova și suntem, evident, foarte recunoscători pentru această asistență. În același timp, am văzut că acest mandat politic foarte clar pe care ni l-a oferit cetățenii Republicii Moldova înseamnă și un mandat clar de apropiere de Uniunea Europeană. Am avut multe ședințe ieri, mai am ședințe azi cu comisarii europeni, am discutat și cu europarlamentarii că avem nevoie să orientăm această asistență spre programe concrete și trebuie să utilizăm acești bani cât mai repede, adică să creștem capacitatea noastră de absorpție, astfel ca să nu ne trezim peste 10 ani că am avut resursele astea, dar ne-a luat 10 ani să le punem în valoare. De aceea am vorbit despre necesitatea creșterii suportului bugetar, necesitatea creșterii componentei de grant, necesitatea creșterii finanțării pentru proiecte locale care să se vadă la oameni în comunitate. Am vorbit că în campania electorală că unul din angajamentele noastre este să îmbunătățim condițiile de trai în localitățile Republicii Moldova și am discutat cum putem asigura ca asemenea proiecte locale atât din partea Uniunii Europene, cât și din partea membrilor, statelor membre a Uniunii Europene și din partea României să poată veni cât mai repede în localitățile Republicii Moldova. Am vorbit și despre viitorul Moldovei în Uniunea Europeană, despre necesitatea să fim ambițioși, să creștem nivelul dialogului nostru pe securitate, pe justiție, pe energie, să-l aducem la cel mai înalt nivel, astfel ca să lucrăm împreună, în echipă, pentru a îmbunătăți lucrurile în aceste domenii foarte importante. De asemenea, am vorbit despre alte avantaje pe care le putem obține prin apropierea de spațiul european. Ați menționat deja despre roaming și dorința noastră de a reduce și a elimina costurile de roaming ca un semn de mobilitate. Am vorbit despre alte inițiative care ne-ar aduce mai aproape de Uniunea Europeană și de valorile europene. Suntem în așteptarea acestor contacte. Vă așteptăm la Chișinău cu Comitetul Parlamentar de Asociere. Vom avea Consiliul de Asociere pe 28 octombrie. Până atunci ne gândim și la anumite proiecte concrete pe care le-am putea deja lansa. Vom avea parteneriatul, deci summitul parteneriatului estic și vrem să fim participanți activi la aceste evenimente, astfel ca să putem beneficia din plin de oportunitățile pe care le oferă Uniunea Europeană în beneficiu cetățenilor din Republica Moldova. Vă mulțumesc!
Mulțumim. Noi vă mulțumim mult, doamnă prim-ministru, pentru vizită, pentru dialog. Dorim mult succes în actul de guvernare dumneavoastră, cabinetului dumneavoastră, de miniștri, tuturor autorităților din Republica Moldova. Rămânem alături și noi, Parlamentul European, vom lucra strâns cu Comisia Europeană și cu celelalte instituții europene pentru a înlesni un sprijin cât mai mare pentru Republica Moldova, coordonat și în astfel de condiții încât cetățenii să poată beneficia de pe urma lui în cel mai rapid mod cu putință. Mult succes pentru continuarea vizitei dumneavoastră și mult succes în actul de guvernare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mărișan. Mulțumim. La 25 septembrie, în foaierul Teatrului Național Mihai Eminescu, a fost dezvelit bustul regretatului regizor de teatru și actor de teatru și film Andrei Băleanu. Andrei Băleanu, născut în 17 mai 1935 și decedat 24 iulie 2000, își face debutul actoricesc în 1964, iar cel regizorial în 1967 cu spectacolul Rops de Boris Cabur. Și-a început cariera regizorală în componența colectivului teatral de la Teatrul Național din Chișinău, la timpul respectiv Teatrul Moldovenesc Pușkin. Regizorul Andrei Băleanu a produs multe piese memorabile, precum ar fi O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale, Despot Vodă și Fântâna Blanduziei de Vasile Alexandrii, Povestea lui Harapalb și altele. Ziua Cooperării Europene 2021 a fost sărbătorită în Republica Moldova pe 25 septembrie, cu un eveniment special organizat sub egida Să depășim granițele pentru o cooperare sporită. Activitatea a avut loc în contextul programului operațional comun România-Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană, la care au fost salutați reprezentanții ai Guvernului Republicii Moldova, ai comunității diplomatice, precum și ai partenerilor de implementare a proiectului Rezultatele tangibile ale programelor de cooperare europeană includ performanțe concrete în domeniile educației, culturii, cercetării, dezvoltării economice și sociale, securității, protecției mediului și dezvoltării regionale. Janis Mazeix, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a deschis evenimentul dedicat Zilei Cooperării Europene 2021 și a menționat că fiecare dintre aceste programe susțin prioritățile de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre în calitate de echipa Europa și țările vecine ale acestora. Ambasadorul Uniunii Europene a remarcat de asemenea că rezultatele programelor de cooperare sunt vizibile în întreaga țară, spre exemplu inaugurarea muzeului de la Mănăstirea Căpriana și lucrările de reabilitare în derulare a cetății Soroca. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a fost în perioada 20 septembrie-1 octombrie gazda Delegației Direcției Generale a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România, care s-a aflat într-o vizită de studiu la Chișinău. Timp de două săptămâni, inspectorii Vamal din România au fost instruiți în domeniul utilizării sistemelor de scanare cu raze X, analiza și interpretarea imaginilor scanate, radioprotecția și detectarea materialelor radioactive în procesul de control VAMAL. Partea practică a activității s-a desfășurat prin efectuarea unor vizite de scanat, radioprotecția și detectarea materialelor radioactive în procesul de control VAMAL. Partea practică a activității s-a desfășurat prin efectuarea unor vizite de teren în cadrul posturilor VAMAL Leușeni, Palanca și Giurgiulești. Tot în acest context, la postul VAMAL Leușeni a fost organizată o ședință bilaterală între reprezentanții autorităților VAMALE din Republica Moldova și România. Schimbul de experiență și de bune practici între autoritățile vamale de pe ambele maluri ale Prutului va contribui atât la fortificarea capacităților instituționale de combatere a traficului ilicit de mărfuri la frontieră, cât și la efectuarea unui control vamal mai eficient și expeditiv. Trainingul a fost organizat de Serviciul Vamal al Republicii Moldova în cadrul unui proiect de infrastructură ce vizează reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România-Moldova, care este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.